Action. Bună ziua! Astăzi vrem să facem un pilaf de orez cu aripi de pui. Aici am aripile. Și aici am două cepe. Astăzi filmăm cu Dacian. Tai două cepe. Le călesc puțin. Pun aripile, orezul și ceva rapid, că avem alte treburi de făcut. Facem și noi curățenie, facem și noi ce mai este pe aici. Astăzi zi mami pe viteză, da. Am fost la cumpărături, acum am venit acasă la 12 și n-am mâncat nimic pe unde am fost. Ca să mâncăm pilaf de orez cu aripioare. Și cu legume. Că dacă ar fi luat mici sau de naște, eu nu le suport de dimineață pe stomac cu gol așa ceva. Și am sărit să mai mâncăm fruștiu cu gata, nu mai. Micul dejun. Micul dejun. Asta e ceapa. Aici punem uleiul. Așa. Și imediat, nici jumătate de oră și mâncăm ceva liniștit. Și pieptul de curcan? Pieptul de curcan am spus că las pentru Crăciun să fac sarmale. Ah, ok. Știi? Nu vreau să fac sarmale de porc. E prea mult porc. Și facem sarmale din piept de curcan. De Crăciun. De Crăciun. Ce are? Musai să fie porc? Nu. Mă bucur. De anul nou, poate mâncăm ceva porc acolo, da. Astăzi nu știu dacă ajung să mai fac și asta, dar vreau să fac cozonac cu mac, cu nucă, și mai văd ce mai face. Și le fac astăzi ca dumneavoastră să aveți ocazia să vedeți și atunci să faceți până în Crăciun și dumneavoastră. Zic bine, asta e ceva bonus de la mine. Și fac astăzi cozonacul și îl pun într-o plăsuță și îl pun în frigider. N-are nimic. Zic eu. Punem o cană de orez și trei cani de apă. Și gata e treaba. Trei cani de apă la o cană de orez? Da. Amestecăm pe orez. Da, da. Serios? Asta Angie nu face. A, că nu te filmează că speli orezul? Da. Păi asta e problema, că o grămadă de doamne îmi spun că de ce nu spălăm orezul? Că, da? Da, că conține chimicale și așa. Sunt multe care Angie mai le evită. Și eu nu știu, nu, ce să zic?
Deci maica mi-a spală orezul de fiecare dată. O, că de 3-4 ape. Eu spăl bine, bine. Mai amestecăm așa apă. Deci ceapa s-a călit foarte bine. E bine pătrunsă. Acum punem carnea. Aripile de pui. Aripile de pui. Deci asta e o mâncare rapidă. Rapid. Mai rapidă ca asta, nu știu care ar fi. Acum pun orezul. Direct? Da, deasupra. Uite așa. Nu se ierteamă. Ok. Că am mai făcut eu așa. E o tehnică nouă, care o vedeți poate acum. Eu normal fierb orezul separat și după aia combin cu legume. Lasă, care gust. Și legume, vă arăt și punga. Așa ceva am luat. Și le punem aici deasupra peste orez. Deci 3 în 1. E straturi. Uite așa. Asta știți ce înseamnă? Nevoia te învață. De câte ori n-am făcut eu așa? Că m-am grăbit. Și atunci... Eu mai filmez jumătate de oră și după aia plec. Și după aia trebuie să vin Angie să filmeze. Acolo e mai mult decât 3 cărți, sau? Ia să vedem. Cât mi-s de bună? E o cană. Două. Trei. Am greșit cu atât. Dar o pun și pe asta. Că eu am aici și carne, deci nu-i numai orez. Deci nu-i numai orezul la 3 căni, e și carnea, și legumele. Și atunci sunt obligată să pun și a 4-lea carne de... Și condimente? Condimente acum o să pun și alea. Așa. Uite, astea care mâncă taică tu. Mierea de albini? Zice că nu-i mere de albini. Condimentul lingo? Da, foarte mult îmi place. Da. Atâta un pic. Punem din asta. Deci aici e mai multe feluri de piper. Da, deja cred că știe. Și sare. Da. Cred că știe că de atâtea ori am... Asta e vegeta naturală. Așa. Și de aici, de la sare, numai atât. Că nu ni s-a așa prieten cu sarea. Dar acum să vă spun de ce am pus sare mai puțină. Că am pus vegeta și aia sărată și am pus și de la Ingo și așa acolo sare. Mă înțelegeți? Și cu asta am terminat. Gata. Ok, hai să vedem cât e ceasul. Acum îi 12 și 10 minute. Da. Să vedem în cât timp să termină tot. Ok. Da. Și atunci când e gata o să intrăm iar. Facem și o salată. O salată de varză. E binevenită. Dar ce an a plecat și a venit Angie, dar eu am început să tai deja varza.
Acum pe asta nu mai pun, că e mare și urâtă. Ce se pune aici pe asta, Angie? Niciun un pic, să nu fie bai. Un pic de sare. Au, prea mult am pus. E mai mult de o lingură, să știți. Ne scade tensiunea. Să știți că e mai mult de o lingură. Dar puneți după gust, nu vă luați după mine. Deci am pus sare, un pic de condiment din ăla și am pus oțet și ulei. Și amestecăm bine, bine. De ce trebuie întoarsă de atâtea ori? Ca să intre bine oțetul în salată. Nu am amestecat de fel aici. Am lăsat să fiarbă, liniștit. Și acum să vedem ce a ieșit. Acum stângem. Gata. Atâta destul e o porție. Aici mai șterg eu. Și de aici luăm așa frumos. Și asta e prezentarea. Uite că arată cât e ceasul. E, cred că 1. Da, e 13. E ora 1. Și la 12 am început să fac. Da. Deci într-o oră nici n-am avut ce face, cum să zice. Am făcut și salată, am făcut și orezul. Și acum vă arăt aripile cât îți dă bine pătrunse. Ca să vedeți și asta. Deci, într-o oră puteți să faceți această mâncare. Uitați aici, dar nu știu cum să fac, să prind bine, să vă arăt că e foarte fiert. E pătruns foarte, foarte bine. De la aripă ce ai să arăți aici? Că n-ai nimica carne, da? În sfârșit. Vedeți că e carne fiartă. N-are sânge pe ea, nu are nimic. Uitați. Acum v-am desfăcut-o toată. Să vedeți. E fiartă. Că e fiartă. Și acum să vă spun. Am pus ceapa, am călit-o puțin în ulei. Am pus aripile, peste aripi am pus orezul, peste orez am pus legumele. Am pus apă, 4 căni. Deci cocană mai mult ca la orez, dacă ar fi fert orezul singur. Și cu tot ce am pus, a ieșit mâncarea asta minunată.
Și să știți că e gustoasă, că am pus și vegeta, și sare, și piper, și de toate. Și acum, să văd, aceasta este realizarea. Aceasta este realizarea mea. Eu zic că e o mâncare minunată. Toate la un loc. Și s-a făcut mâncarea. Dar ce am zis câtă mie, cum, mami, dar nu fer orezul separat? Dar cum, nu asta, nu asta? Nu, așa. Fiindcă nevoia te învață când te grăbești. Și am mai făcut eu cu grabă din asta, dar tot a ieșit. Da. Nu e nicio problemă. Da, cu asta vă doresc numai bine. Ne punem acum să facem o curățenie generală. Tot. Fac acolo, trag după pat, cum să zice, cum zicem noi. Lingeria o schimbăm, ștergem pe jos, mai punem câte o cuvertură, mai cine știe ce facem noi pe acolo, să fie frumos. Și nu știu dacă astăzi o să postez cum fac cozonac. Depinde când vine Dacian, de unde a plecat el, că a plecat acum el. Și nu știu când vine, și... dar sper ca să fac. Deci o să fac cozonac cu nucă, cu mac și să văd dacă nu și cu ciocolată. Am aici, chiar am pregătit și nuca și macul. Aici e nuca. Și aici e macul. Mamă, atâta faci. Da, nu, că eu atât am luat. Nici nu știu cât am dat pe el. Acolo e un kilogram. Am fost la obor... la obor după varză, când am luat varză, dar am pus-o la butoi. Și era cineva cu mac, toată lumea o lua mac și am luat și eu. Dacă mă întreb cu cât am luat, nu mai știu. Nu, las că e bine. Da. Deci am mâncat mac și parcă aș vrea și cu ciocolată. Dar nu știu dacă fac astăzi. O să vă fac pentru... pentru dumneavoastră, nu pentru mine, că dacă ar fi fost pentru mine să fac, ar fi făcut pe sâmbătă. Chiar sâmbătă. Dar nu, nu. Sâmbătă e Crăciunul deja. Mm-hmm. Vineri ajunul, poate vineri de dimineață sau joi. Ori joi ar fi făcut, ori vineri de dimineață. Dar fac pentru dumneavoastră ca să știți cum trebuie făcut. Pentru mămicile tânere care nu au mai făcut, nu m-au făcut mama pentru ele. Și acum ar vrea și ele să facă pentru soțul, pentru copii. Și dacă nu au apucat de la mama, învăță de la noi. Da. Bine spun. Mai aranjează scârpa. Așa. Vă doresc numai bine, vă doresc o zi minunată. În continuare. Sănătate, că e mai bună ca toate. Noroc și fericire și bucurie și pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Și în continuare vă doresc o zi minunată. Domnul să fie cu voi. Pacea Domnului Iisus Hristos. La revedere, pe curând!